Salut, sunt Tadi de la Maternau și astăzi vom vorbi puțin despre progresiile geometrice. Dacă vă aduceți voi bine aminte, într-un clip precedent am vorbit despre progresiile aritmetice. Și dacă le-ați înțeles destul de bine pe acelea, cu acestea, cu progresiile geometrice, n-ar trebui să aveți absolut nicio problemă. Și haideți pentru început să luăm un șir de numere Bn și termenul general al șirului, să zicem că va fi egal cu Bn egal cu cât să punem? Bn minus 1 ori 2, să zicem. Și primul termen al șirului va fi egal cu 2. Și deja, cred că puteți observa o diferență importantă față de progresiile aritmetice, și anume că în loc să adunăm ceva la termenul precedent, îl înmulțim cu ceva. Și haideți să începem noi să înșiruim puțin termenii șirului și vom obține ceva de genul. B1 știm că e 2, B2 va fi B1, adică 2 ori 2, deci 4. B3 va fi B2 ori 2, adică 8. B4 va fi B3 ori 2, adică 16. Și mergem tot așa. Deci, la fel ca la progresiile aritmetice, avem următoarele proprietăți, și anume că termenul general al progresiei aritmetice va fi egal cu Bn, va fi egal cu Bn-1, ori Q. Din nou, la fel ca la progresiile aritmetice, Q-ul ăsta cu care înmulțim șirul se cheamă rație. Aceasta este rația unei progresii geometrice. Bun, și haideți un pic să începem să înșiruim termenii șirului. Și știm așa, că B1 este B1. Pe asta lăsăm așa, nu mai avem ce să facem. B2 este egal cu B1 ori Q. Bun, apoi mergem la B3. B3 va fi egal cu B2 ori Q. Însă știu că B2 este B1 ori Q. Deci îl înlocuiesc aici și voi obține B1 ori Q ori Q. Adică B3 va fi egal cu B1 ori Q la a doua. Și cred că deja începeți să înțelegeți unde vreau să bat cu chestia asta. Dar în caz că nu, haideți să scriem și pe B4. B4 va fi B3 ori Q, adică B1 ori Q la a doua ori Q, adică B1 ori Q la a treia. Super! Și dacă tot continuăm noi să scriem termenii așa, vom ajunge până la urmă la Bn egal cu B1 ori Q la n minus 1. Deci, într-o progresie geometrică, în momentul în care eu știu primul termen al șirului și rația, pot să aflu absolut orice termen. Haideți să dăm și un exemplu. Avem progresie geometrică Bn. Așa se notează o progresie geometrică, două puncte, fracție, două puncte, în care ne se dă primul termen al progresiei ca fiind 1, ni se dă rația ca fiind 10 și nouă ni se cere să aflăm termenul B10. Cum putem face toată treaba asta? Păi pur și simplu aplicăm formula asta de aici de sus. Adică B10 va fi egal cu 1 ori 10 la puterea a 10-a. Adică va fi egală cu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adică un 1 urmat de 10 0 ori. Acum că am stabilit toată treaba asta, la fel ca la progresiile aritmetice, avem o proprietate între 3 termeni consecutivi ai progresiei. Adică luăm termenii bn minus 1, bn și bn plus 1. Și o să vreau eu să găsesc o relație între aceștia trei termeni. Și ne uităm la ei și aplicăm proprietatea pe care am stabilit-o noi mai sus, că Bn minus 1 va fi egală cu B1 ori Q la n minus 2. Bn este B1 ori Q la n minus 1, iar Bn plus 1 este B1 ori Q la n. Bun, și ce o să fac mai departe este că o să înmulțesc pe ăștia 2, pe Bn minus 1 și pe Bn plus 1. Bn minus 1 ori Bn plus 1. Și ce obținem noi este un B1 la a doua ori Q la puterea n minus 2 plus n. Și vom obține ceva de genul B1 la a doua ori Q la 2n minus 2, adică B1 la a doua ori Q la 2 pe lângă n minus 1
Închidem paranteza și vom obține B1 ori Q la N minus 1, totul la puterea a doua. Și dacă ne uităm noi sus, observăm că termenul ăsta de aici, din paranteza pătrată, nu este nimeni altul decât Bn. Din toată treaba asta ne rezultă nouă că Bn minus 1 ori Bn plus 1 va fi egal cu Bn totul la a doua, de unde ne rezultă nouă că Bn va fi egal cu radical din Bn minus 1 ori Bn plus 1. Ce înseamnă asta? Înseamnă că termenul din mijloc va fi egal cu media geometrică dintre termenul anteriorului și termenul de după el. Bun, și acum că am discutat despre treaba asta, haideți să facem de asemenea și un exercițiu ca să înțelegeți voi un pic mai bine. Și anume, ni se dă așa, exercițiu 2, și ni se dă așa, progresia geometrică BN, bun, cu termenul B2 va fi egal cu 100, B4 va fi egal cu 10.000, și ne se cere nouă să aflăm termenul B3. Bun. Cum pot să fac eu toată treaba asta? Păi, pur și simplu aplicând formula. Deci, știm așa, B3 va fi egal cu radical din B2 ori B4 și va fi egal cu radical din 100 ori 10.000. Adică va fi egal cu radical din 4 și încă 2 de 0, radical din numărul ăsta și vom obține că va fi egal cu 1000. Deci B3 este egal cu 1000. Bun, și acum, la fel ca la progresiile aritmetice și progresiile geometrice au o sumă. Și haideți să încercăm noi să deducem această sumă. Și o să avem ceva de genul. Ne se dă progresia geometrică Bn. Și avem B1 plus B2 plus B3 plus B4 plus puncte, 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 puncte plus Bn. Și ni se cere nouă să aflăm această sumă. Haideți în primul rând să notăm noi suma cu Sn. Și da, suma asta pare un pic mai complicată decât aia de la progresiile aritmetice. Însă e destul de sigur că putem noi să-i dăm de capăt. Dar tot mă uit un pic așa la suma asta. Și mă gândesc eu, hai să înmulțesc suma asta cu rația. Și o să avem Q ori Sn, va fi egal cu Q pe lângă B1 plus B2 plus B3 plus puncte, 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 puncte plus Bn. Super! Și cum stau eu și mă uit eu așa la ea, hai să le scad pe asta două, hai să scad din asta, să scad suma aia simplă. Bun. Și o să ținem noi ceva de genul. Q ori Sn minus Sn este egal cu Q pe lângă B1 plus B2 plus B3 plus puncte, 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 puncte plus Bn minus suma aia, adică minus paranteză B1 plus B2 plus B3 plus puncte, puncte, puncte plus Bn. Bun. Și acum, dacă aplicăm un pic proprietățile pe care le-am făcut ora trecută, obținem noi că toată diferența asta de aici o să fie Q pe lângă B1 plus. Pe B2 pot să scriu ca fiind B1 ori Q. Așa, ori. Plus pe B3 pot să-l scriu ca B1 ori Q la a doua. Plus, tot așa, plus pe Bn pot să-l scriu ca fiind B1 ori Q la n minus 1. Și în cealaltă paranteză fac exact la fel. B1 plus B1 ori Q plus B1 ori Q la a doua plus puncte, puncte, puncte plus B1 ori Q la n minus 1. Bun. Și acum,
Dacă începem un pic să desfac parantezele aici, o să observ că obțin ceva de genul Q ori B1 plus Q la a doua ori B1 plus Q la a treia ori B1 plus puncte, 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 puncte plus Q la N ori B1 minus B1 minus B1 minus B1 ori Q la a doua, ori Q, simplu, scuze, mai greșește omul în viață, dar omul cum greșește învață, minus B1 ori Q la a doua, minus puncte, 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 minus B1 ori Q la N, minus 1. Și observ eu că cam încep mie să mi se reducă termenii. Adică, ăsta cu ăsta se duce, ăsta cu ăsta se duce, ăsta se va duce cu ăsta de după ăsta și la fel și ăsta mi se va duce cu ăsta de dinaintea ăstuia. Bun. Și tot ce ne rămâne nouă de aici este Q la N ori B1 minus B1. Bun. Deci ne rezultă nouă că Q pe lângă că Q ori SN minus SN este egal cu Q la N ori B1 minus B1. Bun. Și acum mă uit un pic în partea asta și observ eu că pot să-l dau pe SN ca fiind factor comun. Deci ne rezultă nouă că SN pe lângă Q minus 1 este egal cu Q la N ori B1 minus B1. De unde ne rezultă nouă că SN este egal cu Q la N ori B1 minus B1, totul supra Q minus 1. Adică, dacă îl dau aici sus pe B1 ca factor comun, ne rezultă nouă că SN este egal cu B1 pe lângă Q la N minus 1, totul supra Q minus 1. Și formula asta o să vreau eu să o țineți voi minte, fiindcă este foarte, foarte importantă. Bun, și acum că am stabilit această formulă pentru sumă, haideți-o și aplicăm. Și avem așa, exercițiul 3, ni se dă BN, progresie geometrică, ni se zice că B1 este egal cu 3, ni se zice că rația este egală cu 1 pe 3 și ni se cere nouă să aflăm suma primilor 4 termeni. Și ca să facem lucrul ăsta, nu trebuie să facem nimic altceva decât să aplicăm formula. Și anume, S4 va fi egal cu B1, adică 3, pe lângă 1 pe 3 la puterea a 4-a, minus 1, totul supra 1 pe 3, minus 1, și va fi egal cu, trebuie să facem niște calcule, 3 pe lângă 1 pe 81 minus 1, totul supra 1 pe 3 minus 3 supra 3 și va fi egal cu 3 pe lângă 1 pe 81 minus 81 supra 81, totul supra minus 2 pe 3 și va fi egal cu 3 pe lângă minus 80 supra 81, totul supra minus 2 pe 3. Putem să învârtim aceste fracții și vom obține că minus 80 ori 3, totul supra 81, ori minus 3, totul supra 2, 80 și cu 2 se duc și ne rămâne aici un 40 și va rămâne minus 40 ori minus 9, totul supra 81 și ne va rămâne 9 că suma aceasta este 360 totul supra 81.